Salutare, prieteni! Suntem în vitrină, în live, de data aceasta, într-o zi de miercuri, la ora 19, așa cum vă spuneam. De acum, de vreo două săptămâni încoace, am pornit tot ce înseamnă în vitrină, în varianta în direct, live, cum s-ar spune, pentru că ne place să credem că suntem mai aproape de fenomen și deodată și pe fază și sunteți conectați la noi, ceea ce înseamnă că puteți să și comentați, să trimiteți impresiile voastre de bine, de mai puțin bine sau felul în care apreciați emisiunea. De data aceasta, alături de mine, îmi face o deosebită plăcere să discut pentru aproximativ 60 de minute cu Lucian Țidorescu, care este un artist plastic cunoscut în municipiu și nu numai, în regiune, pentru felul ambițios în care își exprimă arta și ideile prin arta lui, respectiv pânza și penelul. Te salut, Luță! Aici un pic ai... Am greșit ceva? Ai greșit ceva pentru că nu știi tot. Chiar în seara asta am terminat... Nici n-am pretenția să spun tot și să știu. Da, chiar în seara asta am terminat o lucrare care va fi în bronz, adică un fel de sculptură. De fapt, eu îl numesc modelaj, sculptura e mai sofisticată. Adică nu m-am limitat doar la pânză și penel. Hai să zicem că, de fapt, eu am făcut o prezentare în care ți-am expus, ca să spun așa, partea de început a... ceea ce faci tu, respectiv a hobby-ului tău, a pasiunii tale pentru arta plastică. Ești un artist plastic sau ești un om care îi place să se manifeste în direcția asta? Sau cum te prezinți tu din punctul de vedere al pasiunii, al atracției? Un om cu idei. Aș putea să fac arhitectură senzațională, după părerea mea. Aș putea să fac multe aranjamente interioare, la fel de senzaționale. Deci, nu doar pictura. Pictura e doar un mijloc prin care eu îmi spun ideile, dar aș putea în multe alte moduri. De-aia m-a trecut în cap o idee acum care nu putea să fie pusă pe pânză și atunci am spus, de ce să nu fac un bronz? Și am făcut-o. Chiar acum am terminat de împachetat și mâine o trimit la turnat. Deci ca să parcurgem etapele de lucru a ceea ce mi-a spus el ca și finalitate, ar trebui să știm că există acestea și felul în care se alcătuiesc ele o să intrăm în discuții puțin mai încolo, dar pentru că noi la începutul intrării în live, înainte de a intra în live, discutam despre punctul meu de pornire în acest proiect respectiv în vitrină și faptul că totul a pornit de la vitrina propriu-zisă de pe strada Decebal, acolo se află agenția imobiliară Acasă, unde acel spațiu este foarte bine decorat, foarte bine implementat din punct de vedere estetic și organizatoric. Este exact ceea ce doream eu să se întâmple din punctul de vedere a felului în care doream să manifest. Lucian Țidorescu, la un moment dat, a avut un proiect care s-a numit în vitrină, n-a numit practic proiectul în vitrină, s-a manifestat ca artist plastic în vitrină, tocmai cu scopul de a se expune publicului care trece pe acolo, respectiv trecătorului privitorului. Da, era și este și în continuare singurul loc din centrul orașului curat, aranjat, în care fațadele nu cad, mă refer la întreaga zonă. Plus, acel spațiu comercial cu așa vitrare enormă m-a inspirat ca să fac ceva, să mă expun. Da, să mă expun. Pentru că cumva un pic am dinamizat orașul în săptămânile alea cât am pictat acolo. Bine, proiectul de fapt se referea la faptul că tu, în acele ore care ți le dedicai, realizai o lucrare. Da. Am făcut o lucrare întreagă. Am început o alta și am expus o alta. Adică, practic, trei lucrări s-au perindat în cât timp am lucrat acolo.
Și asta a presupus un timp limitat, respectiv o perioadă de timp, o lună, două, trei sau nu știu cât a durat. Cam o lună jumătate. O lună și jumătate. Și îți dedicai practic în fiecare zi, da, ore în fiecare lucru? Seară, da, mă rog, după masa. Și în momentul în care erai și lucrai acolo, se strângeau oameni care să vadă ce făceai? Erau interesați? Ai surprins asta? O, vai și amar. Adică au fost zile când nici n-am apucat să lucrez. Din cauza celor care te deranjau, nu? Mă deranjau. Intrau la Metexis, luau două sticle de vin și se puneau pe trept acolo. Și ziceau, Luță, hai, te afară. Da, un fel de corupție a fost. Acasă aș fi putut să lucrez mult, mult mai mult decât acolo. Și da. Totuși, de ce? De unde a pornit gândul ăsta? De la a arăta cum se realizează o pânză de la început până la final, de a atrage atenția faptului că se poate să fie un loc motivant cultural? Habar n-am, pur și simplu m-a trecut în cap că e cool să faci treaba asta, chiar dacă nu știu ceva din, pe cineva din urmă, adică n-am avut un model. Bineînțeles că vezi oameni pictând în spațiile publice, Doamne ferește, că pline marile orașe de pictori citadini sau de caricaturiști sau de portretiști care lucrează live acolo, dar într-un spațiu comercial sau într-o vitrină n-am mai întâlnit. Și m-a plăcut ideea că poate că mai fost, nu spun nu, dar n-am mai auzit eu. Da, spune-mi, faptul că ai început să faci o lucrare acolo, faptul că ai provocat, să spunem, mediul cultural din oraș, asta te-a făcut doar să încerci pentru atracția propriu-zisă sau te-ai gândit că poate să fie un proiect de lungă durată și care să fie itinerat? Nu, știam, vroiam doar o lună, două, cât timp mi s-a permis să fac treaba asta de proprietarul spațiului. Că practic mi l-a dat pur și simplu. N-am plătit nimic pentru săptămânile alea cât am lucrat acolo. M-a pus la dispoziție tot, i-a plăcut ideea. În orice caz știu că pe perioada aceea faptul că ai făcut acest pas, acest demers în a expune acolo finalul muncii tale și lucrul la care te-ai angrenat, a fost un lucru care a atras atenția atât mediei locale, cât și artiștilor probabil, cât și oamenilor care au fost acolo prin trecere și a fost un element de noutate, de inventică, să spun așa. Da, mă filmau, își făceau poze cu mine, veneau special din cartiere, veneau cu copii, veneau pur și simplu. Stăteau în fața vitrinei, se uitau, mă urmăreau, alții mai îndrăzneți, intrau, puneau două întrebări, ce știu eu, fotografie. Da. Am înțeles. Spune-mi, hai să dăm puțin timp înapoi și să ne gândim la ceea ce a însemnat primii tăi pași, ce au însemnat primii tăi pași în faptul că te-ai dus spre această zonă, respectiv arta plastică, respectiv transpunerea ideii în desen, în pictură. Cum s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Care au fost primele contacte, primele legături? Primele erau în perioada copilăriei, categoric. Ca orice puști, ia creionul și începe să creioneze ce vede sau nu. În prima fază, copiii nu desenează ce văd, își folosesc imaginația. Mai cresc un pic și atunci încep să se inhibe. Se inhibe pentru că își dau seama că nu se ridică la un anumit nivel și atunci abandonează. Da? Desenul îi... cam toți copiii îl fac la un moment dat. Îl practică desenul. Deci am făcut eu... Mie m-a reușit pe la 10-12 ani, m-au ieșit niște desene care... Nu mai aduc aminte dacă a fost încurajare externă sau pur și simplu eu le-am catalogat ca fiind bune. Adică portrete. Și
bineînțeles că m-am dus la Școala Populară de Artă, care nu pot să spun că a fost mare... De mare ajutor sau... De mare ajutor. Eu nu știu să fi avut vreun profesor de desen bun, Aradu, în istoria lui, în prezent, nu știu, nici eu n-am Tu aici când spui profesor de desen bun, te referi la dascălul din școală? Nu, adică... nu, la aia nici atât. La cei care ne învățau la Școala Populară de Artă. Adică nu aveau chemare de pedagog, nu știau să... Nu știau să deseneze bine. Și era foarte greu să ne... Da, de ce spui asta? Pentru că înseamnă că e ca și cum aveai un ochi critic de la momentul acela. Da, da. Așa a fost și dat afară de la Școala Populară de Artă. De ce? Pentru motivul ăsta? Da. Și da. Ce s-a întâmplat efectiv? Pentru Ai că... negat tot ceea ce înseamnă știința lor, cunoștințele lor? Sau talentul lor? Ne puneau să... desenând geometric. Aveam mulaje de Ipsos în față și desenam geometric, adică atunci când făceai un portret, făceai întreg glob ocular. Geometrie, pur și simplu era o geometrie și... Bun, prima oară am zis că așa trebuie, că asta e drumul. Și pe urmă am descoperit în bibliotecă catalogele lui Ingres, al lui Michelangelo, al lui marilor desenatori. Nu semănau deloc. În ce bibliotecă? Biblioteca de acasă? Nu, biblioteca județeană, da. Nu semănau deloc cu ce învățam noi. Adică ăia sunt mari desenatori și... Și asta se întâmpla la ce vârstă? La... În gimnaziu, în liceu? Pe la 14 ani, 15 ani. Mai târziu, 16. Nu semănau deloc. Ele nu erau create, nu aveau baza geometriei în construcția lucrării, ci pur și simplu ochiul antrenat. Și atunci am deschis și o gura și am spus că de ce ăia mari fac într-un fel și noi facem în alt fel. Și la caserie n-a mai fost primit următoarea dată. N-ai mai fost primit la caserie să plătești taxa pentru ca să mergi mai departe în școală? Asta înțeleg. Bună metodă, adică nici măcar nu ți s-a comunicat că ești exclus sau ești, hai să zicem, dat afară, nu? Adică nu mai ești primit. Da. Care tot aia? Da, tot aia. Și cum ai simțit asta? Ai fost puțin dezamăgit, descumpănit? Mi-a fost chiar frică atunci că... am greșit, că bineînțeles că la vârsta aia tu nu ai forța de argumentele celor mari. Am pus niște întrebări doar și n-ai argumentele lor, categoric. Și atunci am avut o frică de... După care m-am dovedit că am avut dreptate. Am avut dreptate. Asta e ceea ce simți și crezi tu acum. Singur, da. Pentru că, vezi, aici o să mergem într-o zonă care este puțin, hai să spunem, nu sensibilă, nu delicată, dar are un conținut, are un ceva legat de felul în care artistul trebuie să facă o școală sau nu trebuie să facă o școală. Da. Și care e răspunsul? Eu te întreb pe tine. Simt lipsa tehnicii, adică acum mă jucam cu argila și nu aveam baza aia de cum fac scheletul, cum să procedez. Nu aveam baza aia care aia vine din școală, tehnica. Eu cred că dacă ar fi să... dirigez, nu știu, o facultate. Ok, scuze-mă că te întrerup acum, pentru că e în spiritul a ceea ce spui. Respectiv, sunt niște momente pe care tu le simți în ceea ce înseamnă evoluția ta în actul artistic, unde simți un gol pentru că nu l-ai primit dintr-o școală? Da, da, da. Dar pe de altă parte, îmi place că în urechile mele nu aud vocea profesorului care mă îndeamnă să merg pe un anumit drum. Mm-hmm.
Deci te simți mai liber din punctul ăsta de vedere și implicit creația, actul creator devine mai... Da, că trebuie să faci așa sau trebuie să gândești în forma aia artistică sau... Deci nu, eu n-am, la mine în cap nu rezonează. Și asta pentru tine înseamnă că e o formă de cenzură sau de direcție impusă? Da. Eu cred că școlile de artă ar trebui să fie clasice. După care ai ieșit din școală și fă sculptură din polistiren, fă din sârmă, fă din cuie, fă din ce vrei tu. Dacă timp ești în școală, noi te învățăm cum să modelezi lucrurile din punct de vedere tehnic. Și mai departe, nu îți facem noi personalitatea ta artistică. Aia o ai sau nu ai, punct. Cam așa aș gândi o școală, pur tehnică. Tu, din punct de vedere a raportării la lumea artistică, respectiv arta plastică, vis-a-vis de tot ce înseamnă artiști care au trecut prin niște școli, te simți puțin văduvit de acest aspect sau nu? Da, cumva la artiștii plastici li se cere să aibă un parcurs universitar. Văd în CV-urile artiștilor, al pictorilor, că apare, a studiat la facultatea de arte de nu știu unde. Deci apare în CV-ul. N-am văzut niciun rocker care să-i apară în CV-ul că a studiat undeva. Niciunul. Te consideri un rocker al artelor plastice? Da. Și cam ceea ce pictez eu e de nivelul rock and roll. Deci nu e muzică simfonică, nu la nivel, dar la nivelul de rock and roll. Te duci acum la școală? La facultate? Nu știu. M-aș duce, dar poate că aș abandona-o. Doar așa pentru a simți ce pentru, se întâmplă pentru acolo? Pentru tehnică m-aș duce. Adică probabil că ai face anul 1 și 2. Da. Nu știu care este materia, cum se structurează anul universitar la artele plastice, dar în orice caz, probabil că primii pași sunt legați de tehnică și de ceea ce înseamnă formarea într-o anume zonă, nu definitivare. Pentru că acolo, cu siguranță, că la orice fel de facultate de arte, există și materii de studiu, discipline teoretice, cât și discipline practice. Bineînțeles că se studiază istoria artei, adică trebuie să fie estetică, pus la pom. Da. Da, tehnica e cea care poate să te ajute să pui ideile în practică în mai multe metode decât... Bun, Luță, hai să vorbim puțin de altceva, despre felul, laboratorul în care se creează un tablou, o lucrare. Adică, normal se începe de la o idee, se începe de la un gând cromatic, se începe probabil de la mici crochiuri, și după care se adaugă pas cu pas o lucrare. Poate greșesc, poate nu. Tu cum procedezi? La mine e foarte simplu. Mie îmi trăznește câte o idee, o las să acolo vreo lună, două, după care dacă la fel îmi bate inima când mă gândesc la ea ca și în prima clipă, o consideră o idee bună și o pun în practică. Dar îmi vine în cap întregul tablou. Întreaga compoziție îmi vine în cap. Pur și simplu, habar n-am. Dacă aș fi credincios, a spus, acela se uită la mine. Da, e oarecum o legătură cu ceea ce înseamnă chemarea ta de artist și nici de cum o convenție legată de niște pași pe care tu îi alcătuiești atunci când, să zicem, îți vine să pictești ceva. Să zicem că dacă vezi o pânză albă, aș acoperi o cu niște linii negre și din care aș face o construcție, să zic, nu știu, a unei case. Sau să zic, a unui pantof sau unui picior de femeie, pentru că știu că lucrurile tale apar și așa ceva. Da, eu uneori vezi în tot felul de, în reflexiile luminii pe faianță, în nori, în... Poți să-ți imaginezi tot felul de schițe care... Dar la mine nu funcționează așa. La mine vine ideea
așa mă trăznește direct în cap, de cap-coadă. Deci la tine nu este un work in progress? Este o ceva care vezi și trebuie să faci. Nu știu cum vin. Vin pur și simplu. Puțin schimb față de inițial. Ai participat, să zicem, la tabere sau la practic la stagii de creație în diverse locuri sau nu te-ai dus în zona aceea? Cu artiști, cu artiști plastici. Nu, nici, eu nici nu îi cunosc pe artiștii plastici. Nu știu câțiva așa, dar nu anturajul meu. N-am nimic cu ei, îi admir. Și în Arad sunt care fac lucrări grozave. De multe ori văd la galerie. Oh, băi, și mare acolo. da, lucrările de multe ori văd lucrări absolut grozave. Caut să parchez, să intru, să văd că are și avantajul de a avea o vitrină înspre cei care stau la semafor. Și văd lucrări faine, nu le știu, nu le-am reținut numele, uneori lucrări a studenților, indiferent că ce tehnică e folosită, că e pictură, că e instalație. Da, eu simt așa, din dialogul pe care îl purtăm, așa un soi de manifestare a unui tip care se manifestă și în zona rebelă a artei. Adică ești puțin nemulțumit de ce se întâmplă și din nemulțumirea asta, practic, se naște creația. Nemulțumit nu la modul că ce se întâmplă în stânga, în dreapta și nu s-a acoperit paleta, ci e un soi de nemulțumire care vine probabil din diverse zone ale societății, astfel încât acel punct de vedere al artistului, al fibrei de artist. Pentru că un artist nu este un om îmblânzit, nu este un om care este conform unei situații. Te simți așa? Da, uneori da. Uneori da. Și când nu mă simt, pentru că uneori atmosferă în oraș sau în țară, din aia de reținere, de provincială, de nu facem aia că e prea îndrăzneață, nu facem aia că e... Și am metodele mele ca să ies... Să prin curajul de tip metropolitan în care îți expui, te expui cu curaj. Am metodele mele. Adică metodele mele, super simplu. Îmi pun un concert Motley Crue cu vână de exprimare și atunci îmi transmite mie curajul de a mă exprima. Sau ce știu, alt concert, dar cam acolo... Pe zona aia mă îndrept să-mi extrag curajul. În atelierul tău, în momentul în care lucrezi, e liniște sau e muzică? Muzică. Ce muzică? De câteva săptămâni ascult radio cultural și bineînțeles că acolo nu e doar muzică, și emisiuni bune, ce mă surprinde. Mă surprinde plăcut, nu? Mă adică surprinde plăcut. Post de radio chiar bun, chiar cu conținut... cultural. Extraordinar ce informații primești acolo. Dar înainte procedam, îmi găseam câte o piesă și o puneam pe repeat și de sute de ori. Atunci mă mențineam starea aia de euforie, de... Pentru că să lași liber un radio îți schimbă mult starea. Acum apare o baladă, acum o piesă mai agitată și mă schimbă. Și atunci dacă o găsesc o capodoperă, o pun pe repeat și mă mențin acolo. Este artistul de astăzi, sau ar trebui să fie, indiferent dacă este cu formație, cu formare profesională adecvată pentru artă,
Sau nu? Un tip care trebuie să fie obsedat de idee și să o transpună? Păi sunt artiști bazați pe idei și sunt artiști bazați pe dexteritatea lucrativă. În ultimii ani a apărut hiperrealismul, care nu conține idei, dar conține o tehnică de pictură absolut grozavă. Absolut grozavă. Eu sunt admirator al hiperrealiștilor. Nu conțin. Pe de altă parte, îl admir și pe Banksy, care îi doar idee și mai puțin parte lucrativă. Avem tot felul de feedback-uri aici, văd că sunt oameni care ne salută și ne transmit gânduri de bine și există și oameni care ne urmăresc în live, cu siguranță vor fi și cei care se vor uita după live-ul nostru, dar uite, dând pagină după pagină, am ajuns la un blog al tău care se numește Tablouri de Vis sau e site-ul tău, unde aici sunt deja niște lucrări, sunt niște lucrări prezentate. Și au titluri, au mesaje și de asemenea au valori expuse în latură financiară. Nu să le spunem titlurile și valorile pentru că nu asta contează, ci să le spunem faptul că ele sunt deja niște exprimări ale tale din zona... Da, nu știu, aia cred că e un site mai vechi, dar nu de-al de meu. Nu de-al meu. Mă rog, atunci e pagina unde se regăsește lucrurile ale tale. Un blog, e vai și amar din punct de vedere, vai și amar eu din punct de vedere al prezentării pe net. Da, dar în orice caz, acum vreau să trec în zona aceasta a felului în care se exprimă titulatura fiecărei lucrări și anume putem să trecem în revistă lucrări cu titluri precum Salvator Mundi, Sfântul Andrei, Medalion Gheorghe Dinică, Let's Dance, Run, Pitiș și bineînțeles la fiecare titlu pe care l-am enumerat există și o reprezentare. Cumva am vrut să ajung în zona aceasta a felului în care se îmbină ceea ce faci tu din punct de vedere al lucrării, a creației și numele pe care îl dai. Pentru că e și acolo ceva cu tâlc. Da, următoarea lucrare se va numi I Want to Break Free. Uh-huh. Bineînțeles că va avea o parte din... va fi o parte din Queen acolo. Nu spun mai multe, doar... Da, are un tâlc și, și titlul următoarei lucrări va însemna ceva, nu doar atât că ei au cântat piesa asta și i-au dat numele. Ce aș vrea să mai menționez înainte de a introduce rubrica Rafinat, pentru că se știe, deja avem o rubrică consacrată în podcast, rubrica Rafinat realizată de alături de Ioan Faur, la cei care ne găzduiesc, e faptul că tu te axezi și mergi pe zona de portret. N-am văzut nicio lucrare a ta, sau poate greșesc, în care să existe fie mulțimi, fie peisaje, fie... Nu știu să fac, deci habar n-am. La natură nu mă pricep deloc. Nu mă bag că nu mă pricep. Iarăși lipsa școlii și a tehnicii, că probabil că în școală te învață cum să faci o natură, să faci impresionism. Dar nici nu-mi place. Adică nici n-am vreo idee în care să introduc natura. Că pur și simplu nu s-a tras de lucrările care conțin natura. Picturile care conțin natura. Vezi, aici se sesizează următorul lucru. Artistul spuneai că trebuie să fie o persoană lăsată liberă care să creeze, să se manifeste în zone diverse, da, astfel încât el să acopere o arie cât mai largă, un teren cât mai larg. Și dintr-o dată, ceea ce spui tu acum este că tu nu poți să te manifesti în zona aia și în zona cealaltă pentru că nu ai deprins niște tehnici. Dar aici nu vin să te contrazic neapărat, ci faptul că există o direcție dată de tine prin atracția în zona aceasta portretistică. Da. Asta pentru că
Eu la 26 de ani, după ceva ani de pauză, de muncă, de artă, de desenat, atunci un fel de criză de identitate am avut, în care am spus unde-i visul meu din copilărie. Și atunci m-am reapucat de studiu care a inclus anatomia umană. Și la sfârșitul studiului, după 2 ani de sute de schițe umane, practic m-a dat direcția. Adică am făcut tot, la sistemul osos, la mușchi, la poziții, la portretistică, am studiat singur. Continuăm discuția, prieteni, după o intervenție cu rubrica Rafinat, realizată la Terasa Noua cu Ioan Faur și Radu Tanasiu, după care vom reveni la discuția noastră alături de Lucian Țidorescu, invitatul meu din această seară în live. Prieteni, v-am promis că podcastul nostru se va diversifica. Suntem în acest moment într-un cadru deosebit, oferit de către Terasa Noua, gazdele noastre pentru care suntem aici și care ne-au oferit această posibilitate, această ocazie de a diversifica ceea ce am produs la început. Așa cum am spus, vom avea o rubrică care se referă la food and wine, adică mâncare și vin. Am alături de mine pe Ioan Faur, care este inginer viticultor și oenolog, cum de asemenea îl salut pentru prima oară alături de mine pe Radu Tanasiu, care este gazda noastră, este administratorul Terasei Noua și șef bucătar. Vom discuta despre un fel de mâncare și despre faptul că un vin se potrivește sau se asociază la acest fel de mâncare. O să începem cu prezentarea vinului, pentru care am să-i fac invitația pentru început lui Ioan Faur să zică câteva cuvinte, cum de asemenea vom continua să ne prezinte ceea ce avem pe masă lui Radu. Mă bucur că suntem din nou împreună. Avem aici un Sauvignon Blanc de la Crama Balaghesa. Este un vin care merge la fix în după amezile și serile de vară. Este un Sauvignon Blanc 2021 din gama Colna. Un vin care l-am putea numi un vin alb cu caracter verde. De aceea este un vin care se asociază ușor cu salate, care și ele sunt din zona preparatelor verzi, din zona preparatelor proaspete, din zona preparatelor care ne aduc un plus de viață în viața noastră. Aș dori acum... Cum foarte, foarte, foarte bine ai zis, pentru că este un soi de vin care are în conținut ceva verde și se potrivește verde cu salata. Dar pentru că noi nu suntem neapărat în temă în ceea ce privește această asociere, de asta v-am invitat pe voi ca și oameni care vă ocupați în fiecare zi în activitățile voastre cu această asociere, respectiv vin, mâncare, mâncare, vin, să ne introduceți în ceea ce înseamnă tainele acestor produse, atât lichide cât și de alimentație. Radu. Da. Tinul Blanc este un vin alb de vară, cum a spus și colegul meu. Eu v-am pregătit o salată cu creveți. Am folosit un mix de salată verde, avocado, mango. Dressing-ul este un dressing de rodie, ca să fie dulce acrișor, ca să ne ducă spre gustul de vară mediteranean. Și am pregătit niște creveți, frigărui de creveți, mai bine spus, care sunt trași în vin alb, unt și usturoi, roșii sherry și deasupra este asezonat cu un dressing de vinegret, care zic că este un produs și un preparat foarte bun pe timp de vară, ușor, fresh și ne ajută să putem găsi gustul cel mai bun la un vin alb, Sauvignon Blanc. Eu pot să spun că deja am început să gust. De ce? Pentru ca să ajut în ceea ce privește descrierea aceasta și să pun și eu oarecare un punct de vedere asupra ceea ce am gustat. Creveții sunt deosebiți. Sunt peste ei. Îmi cer scuze că mănânc în fața prietenilor noștri, dar trebuie să vorbim despre asta în timp ce și degustăm atât vinul cât și mâncarea. Și așa cum au spus ei, cel puțin în perioada aceasta de prezentare, de partea aceasta de prezentare inițială, cred că vinul acesta merge foarte bine cu produsul acesta, creveți. N-am văzut niciodată creveți puși ca niște frigărui. Care este modalitatea de preparare? Clasică? Le pui proprietar? Da, efectiv. Și mai se mai folosește și altceva? Da, îi pune pe grătar și la final, după ce luăm de pe grătar,
îi trage un pic în unt cu vin alb și usturoi. După ce luăm de pe grătar. Și am văzut că pentru și dimensiunea aromă lor este una specială, adică da, nu se ferbesc de mărime. Da, ca să fie mai ușor de mâncat, se poți să iei de pe frigărui. Sunt și dimensiuni mai mari, dar e mai greu după aia să-i gătești. Eu zic că pentru o salată trebuie să fie câte mai mici ca să poți să le mănânci ușor, să nu trebuiască să... Da, așa cum am spus până acum, mie mi se pare că gustul este unul deosebit, pentru că eu deja am făcut asocierea între ceea ce înseamnă mâncarea care ne-a oferit-o Terasa Noua și șef Radu Atanasiu, cum de asemenea Ioan Faur mi-a spus cum este această întâlnire între cele două produse, respectiv vinul și mâncarea. Iar acum am să las pe Ion să ne spună pe mai departe de ce se pretează acest vin, cum crede că, de exemplu, cu produsul fructe de mare poate să meargă un vin alb și de ce se întâlnesc cele două gusturi astfel încât să ne dea o senzație de plăcere, de... Da, plăcere. Bună, de bună voință. Dacă mâncarea a fost creată pentru a ne hrăni, cu siguranță vinul a fost creat pentru plăcere. E un cuvânt fantastic pentru vin. Putem să spunem că vinul este doar plăcere. Asta e principalul atribut. De ce putem să asociem foarte bine acest Sauvignon Blanc cu acest preparat, cu această salată de creveți? Pentru că ne inspirăm oarecum dintr-o asociere foarte clasică. Culoare la culoare. Deci este un vin alb cu un preparat de carne albă. În primul rând. În al doilea rând, sunt o parte din ingredientele, să le spunem așa, din componentele vinului, din aromele vinului, care se regăsesc în preparatul culinar. Și ca să înțeleg eu mai bine, să înțeleagă și prietenii noștri care se uită, faptul că există această completare sau această potrivire, asimilare între ceea ce înseamnă gustul oferit de fructele de mare cu anume legume și vinul alb. Ele trebuie să meargă într-o îngemânare, într-o împrietenire? Nu putem să bem, de exemplu, și un pahar de vin roșu la ceea ce ne oferă aici? Nu. Din păcate, putem să bem, să bem, dar în această împerechere, cum ai spus, trebuie să găsim ceva și erotic până la urmă, în sensul că ele trebuie să se potrivească la frigurat, în sensul că ele trebuie să se potrivească cum? Aromele din vin nu trebuie să domine aromele din preparatul culinar și aromele din preparatul culinar nu trebuie să domine vinul. De asta un vin roșu ar fi prea greu, am avea mult tanin, am avea prea mult fruct, prea multe arome, ca să spun așa, care ascund aromele mâncării. Ce este important este ca în asocierea care putem face oricând acasă este să privim vinul ca și un ingredient. Dacă ingredientul respectiv din vin îl putem pune în salată sau în preparatul culinar care vrem noi să-l facem, atunci este cel mai simplu mod de a ne da seama, de a ne prinde, să zic așa, că se potrivesc. Adică aici, în vin, avem arome de mango, avem arome de citrice, deci inclusiv de lămâie, de lime, și în salată avem lămâie. Deci, dacă putem să punem un ingredient din vin în salată, înseamnă că ele se potrivesc. Într-adevăr, ele se completează, pentru că Sauvignon Blanc, pe lângă aromele astea vegetale, de ardei, de urzică, are aromă de piersică, care completează aromele din preparatul culinar, dar are foarte multe citrice. Are o aciditate bună și aciditatea asta face ca să se îngemâneze. Adică, un preparat acid merge cu un vin acid. Un preparat care este un preparat mai greu, un preparat cu sare, merge cu un vin care este mai salin și eventual cu un vin roșu. De aceea eu cred că este o asociere perfectă între acest vin proaspăt 2021 și această salată de creveți, mai ales prin faptul că vinul o să scoată în evidență aromele din preparatul culinar și aromele din preparatul culinar o să scoată în evidență aromele din vin. Deci putem să spunem că este o asociere în care 1 plus 1 fac 3. Este foarte important, prieten, faptul că ne uităm la niște specialiști care ne oferă informații cât se poate de adevărate, cât se poate de bine documentate în ceea ce privește felul în care să asociem mâncarea cu băutura și invers, și nu ne face decât să învățăm și cum să bem, ce să bem, la ce să mâncăm și invers. De aceea am invitat și de aceea suntem aici pentru această rubrică. O să-l întreb pe Radu acum, atunci când se alcătuiește un plating, să ține cont de ce anume legume se folosesc pentru a da gust unui produs principal din felul acesta, respectiv din platingul acesta. Înainte să creăm un produs sau creăm meniu, facem degustări, se fac probe și atunci, după ce e final stabilit preparatul, luăm cartea de vinuri a noastră, toate vinurile care le avem, și discutăm cu ospătarii și învățăm ce se recomandă la fiecare fel de mâncare. Cramă, sortimentul de la crama respectivă și toate detaliile despre vin.
inclusiv cum trebuie servit, la ce temperatură, în ce pahar se servește. Toate detaliile astea fac un ansamblu și ajungi la un numitor final cât mai bun și cât mai complex. Pentru că un vin alb servit greșit nu o să ne aducă niciodată gustul ideal sau final care trebuie să ajungă la client dacă nu este servit cum trebuie. Inclusiv paharul, inclusiv temperatura, toate contează. Inclusiv preparatul să fie făcut de 50 de ori la fel, asta e foarte important. Dacă mănânci o salată cu creveți la noi, e important să mănânci deci de fiecare dată să fie același gust. Și asta încerc să-i învăț și pe colegii mei. Deci eu să mă întorc la terasa noastră, mănânc aceeași salată de creveți, niciodată și peste un an, peste doi ani, da, exact. Să păstreze aceleași ingrediente și metoda de preparare să fie aceeași. Salată de creveți cu vinul oferit de către Podgorile Mini și Măderat, Crama Balaghesa, alături de enologul Ion Faur și Radu Atanasiu, șef și administratorul Terasei Noua, pentru prima rubrică cu mâncare și băutură pe care vă oferim. Fiecare dintre noi e o planetă construită din 37 de triliarde de celule. Că ești planeta Paul, băiatul de zahăr, sau planeta Ligia, fata cu sânge rece în orice situație, corpul tău conține tot 65% oxigen și 18,5% carbon. Ai tot miliarde de celule albe care luptă împotriva infecțiilor. Iar atunci când corpul tău pierde fosfor, ai aceleași reacții de anxietate și lipsă de poftă de mâncare. Fiecare dintre noi e o planetă necunoscută pentru noi înșine, care are nevoie să fie descoperită și înțeleasă. Vino în laboratoarele și clinicile MedLife. Când știi ce ai, știi ce ai de făcut. Imobiliară Acasă, Vatra Caldă, Chic by Vali Cioban, de asemenea Biosuite, care ne-a fost alături o perioadă și probabil că va reveni, Librăria Corina și Cramele Mini și Măderat Balaghesa sunt alături de noi deja de bună bucată de vreme ca parteneri și susținători a ceea ce facem noi în fiecare zi de miercuri, de data aceasta într-o formă live. Și pentru că spuneam de Librăria Corina, de data aceasta sunt alături de noi cu o prezentare a unui album ce poartă titlul Impresionismul, Fascinație și Culoare, realizat de către Vasile Doroș și Claudiu Doroș, probabil o legătură de rudenie. Și aici, dacă răsfoim puțin încet, vedem istoria impresionismului și pictorii impresioniști, probabil în vreme și felul în care a fost abordat acest curent în arta plastică. E un album care este într-o formă de prezentare bilingvă și cu multe, foarte, foarte multe lucrări plastice. Îmi place să cred că acest album este unul care se pretează acestui podcast, pentru că avem alături de noi un artist plastic din mediul local, respectiv pe Lucian Țidorescu, care s-a manifestat pregnant în ceea ce înseamnă forma aceasta. Eu privesc impresionismul ca un curent apărut datorită apariției fotografiei. Fotografia a ajuns să fie un pericol pentru atelierele de portretistică, de picturi, de portrete, de... Și bineînțeles că s-a dovedit că au falimentat pictura clasică atunci. Da, este un album impresionant. Îmi place să cred că se poate achiziționa de către multă lume dacă ești pasionat de arta plastică și nu numai, pentru cultura generală. Acesta este, să zic așa, forma care este pusă la dispoziție pentru acest podcast de către Librăria Corina. Am vrut să te întreb următorul lucru. Ce provoacă o lucrare de-a ta? De exemplu, o stare de meditație, de reverie, o ironie, o autoironie, un zâmbet, o lacrimă, o emoție. Ți-ai propus treaba asta? Eu cred că orice act artistic care nu provoacă o emoție e inutil. Un act artistic nu trebuie să treacă pe lângă ureche, da. Precum un glonț. El nu are nicio valoare dacă nu surprinde, dacă nu te duce într-o melancolie, dacă nu creează emoție. E inutil. E ca și o piesă de muzică care nu
nu spune nimic de acolo. Bun, și atunci dacă vorbim de totalitatea lucrărilor tale, ce îți propui să transmiți prin ceea ce faci? Sau dacă îți propui ceva, îți propui de la bun început, cu o lucrare, cu o expoziție, cu, să zicem, o perioadă în care te manifesti? Nu. Pur și simplu, ideile care îmi troznesc în cap le pun în pictură și îmi place reacția de surprindere, pentru că oamenii nu știu la ce să se aștepte la următoarea lucrare. N-au idee ce mai scot eu, ce mai întrece prin cap. Înseamnă că elementul surpriză și faptul că surprins prin ceea ce vei crea pe perioada următoare este ca un soi de zonă de așteptare din partea celor care îți vizualizează, îți văd operele, nu? Da, și se adresează culturii de masă, adică pop art-ul meu, evident că e pentru cei mai mulți, nu pentru cei super educați, și super educații au habar de referirile la care fac eu în pictură, în picturile mele. Dacă ar fi să vorbim despre expoziții și felul în care publicul îți vizionează operele, câte au fost acestea, unde au fost acestea, de care ai fost cel mai mulțumit, cum te-ai manifestat? Eu știu cel puțin una dintre expoziții, pentru că a fost găzduită în premieră de Scena Mare a Teatrului Clasic Ioan Slavici, unde știu foarte bine că au fost, dacă nu mă înșel, 3 seri la rând în care publicul a putut să vizioneze într-o perioadă de timp de seară, într-un periplu acea expoziție. Da, 2 seri. Două au fost? Da, da. Două seri în care am și cronometrat numărul de oameni. Da, am avut un numărătoare din aia de un counter și aproape 800 au venit în decurs de 2 seri unici, pentru că am pus-o pe fiica mea la intrare și știa să nu repete pe cel care a fost și cu o seară înainte. Mm-hmm. Mm-hmm. Da. Da, eu numesc ca o expoziție reușită, cu public, cu stare, cu atmosferă. Eu n-am participat niciodată la o expoziție care să semene cu ce am făcut eu. Deci mai aveam pregătit. Așa. Am 16 lucrări acasă, pregătite pentru o altă expoziție. A venit pandemia. Uh-huh. Și m-o tăia tot elanul. Lucrările sunt acolo, adică... Da, pachetul e mai mare, nu doar lucrările. Adică ai văzut ce a fost, coloană sonoră, Lumină, sală, atmosferă. Sala aia pentru picturile alea mari care le-am făcut atunci a fost minunată. Pentru ce am făcut acum, sala aia n-ar fi potrivită. Nici n-am idee de o sală care să se preteze pe ce am făcut acum. Da, oricum mi-am pierdut elanul. Parcă nici nu mai mă gândesc. Stau acolo grămadă, lucrările alea... Nu știu de unde să-mi extrag energia să reactivez ideea de expoziție. Dacă descoper un loc, o sală care să mă... Să te provoace, să te anime, să-ți producă un interes emoțional. Și nu doar mie. Știi, uite, vezi, aici mai e un lucru care trebuie punctat, și anume, nu o să-ți expui niciodată lucrările într-o sală nudă, într-o sală cu pereți albi, goi, reci, distanți, seci. Nu? Îți trebuie atmosfera unde să pui acele lucrările tale ca să simți că ceea ce ai creat este complet dus până la capăt. E adevărat? Sau deja exagerez eu pentru a te duce într-o zonă a unei afirmații? Da, eu spun că contează și atmosfera sălii. Da. Dar știi ce spun asta? Pentru că a fost acel demers făcut în acea vitrină la locația Agenției Imobiliare Acasă, după care a fost Scena Teatrului Clasic Ioan Slavici. Nu a fost o galerie propriu-zisă, nu a fost o sală, să zicem un muzeu, sala unui muzeu, sau o sală cunoscută din municipiul a unei instituții publice.
Ar putea să fie, de exemplu, o casă a unui privat. Ar putea să fie un spațiu al unui privat care te provoacă pe tine. Aici vreau să expun. Da, așa păi, e. Ideea de la care am pornit, de cele 16 lucrări care le am acasă, sunt 16 scene din Pisica Albă, Pisica Neagră. Uh-huh. Și proiectul ar fi fost să fac expoziție în casa unui țigan, în palatul unui țigan. Prea multe ferestre, nu ai loc unde să-ți pui... Asta înseamnă că nu acolo, deci nu acolo. Da. Ar fi fost bun palatul unui țigan, dar cu mai puține ferestre, nu? Da, aș încerca să fac un demers ca să văd dacă mi se dă Cinema Studio pentru expoziție. Cinema Studio în forma A. Eu îl curăț de moloz și de ce pe acolo. Tot așa, pentru două serii. Asta este o afirmație în premieră sau da, ai încercat să... Da, în premieră. Pentru că ai văzut da, cum a fost și la tine. Deci nu, starea de acolo din, de la expoziție... La teatru, nu la... La teatru, da, scuze. Nu a fost dat numai de picturi. A fost dat de și de faptul că ei... majoritatea, pentru prima oară, ori pășită în spațiul ăla de care au rămas surprinși. Dar, în orice caz, elementul inedit și surprinzător era că au pășit pe scenă la o expoziție. Da, nu da. Să vadă scena teatrului din partea cealaltă. Da. A rampei. Da. Și le-a plăcut un loc în care inaccesibil în mod normal omului de pe stradă. Și vezi, de asta insist eu pe această parte a discuției, să scot la iveală elementul surpriză, surprinzător, pentru că nu este doar o lucrare pusă pe un perete, este o lucrare înscrisă într-un context. Da, da, tot contează. Absolut tot contează. Da, am încălcat toate și am rostogolit tot ce însemna expoziție tradițională, adică fursecuri, ceva cu a dus sora mea, că altfel... Deci, Moni a făcut o chestie care tu nu ți-o doreai. Da. Dar n-ai putut să o dai afară. Nu. Nu, că nu trebuie să ademenesc publicul cu vin și cu fursecuri, ci cu tot pachetul de imagine și de sunet. Bun, acolo e clar că la acea expoziție au venit foarte mulți prieteni, foarte mulți cunoscuți de-ai tăi, dar au venit și oameni pe care i-a adus interesul și curiozitatea de a merge la astfel de expoziție. După care au venit și cei care au auzit de la acești oameni care au fost în prima da. Seară. De-aia am și făcut în două seri, pentru că cunoscuții mei, prieteni, le-au dat ocazia prietenilor lor să vină și mâine, adică să le spună, fraiere, du-te că pierzi dacă nu mergi. La un vernisaj normal, ai ratat, nu? Uh-huh. La mine se putea veni și mâine, pentru cei care au auzit de la cei din prima seară. Înseamnă că și acest element a fost cumva măsurat înainte, astfel încât să se există continuitate și să nu existe o expunere cu o singură, unică. Da, eu cred că marketingul nu e nicio rușine. Sunt tehnici de a ajunge la public, care sunt cinstite până la urmă, doar că le pui exact când trebuie, unde trebuie. Adică lansezi un film, dacă îl vrei, de Oscar, nu oricând. Îl lansezi când trebuie, că poți să pierzi Oscarul chiar dacă el e bun. Pentru că e prea mult înainte de decernare sau prea aproape de la decernare. Deci ei știu exact cum să procedeze. Asta am făcut și eu. Am știut exact cum să fac. Și acum mă uit retroactiv și nu am greșit cu nimic. Deci toate m-au ieșit bine, n-am nimic ca să reproșez. Legat de această expoziție. Da.
Suntem într-o zonă în care discutăm despre felul în care se organizează expoziția, cum se plasează ea, care este contextul privind conturul atmosferei și lucrările care au fost executate, funcție de ideea care vine de la cap până la coadă și de la care nu există drum de la care se derapează sau se derapează din acest drum al ideii principale. Am ajuns la discuția legată despre felul în care aceste lucrările tale sunt valorificate sau au scopul de a fi valorificate sau nu. Toate. Toate se vând. Asta este scopul tău sau e un scop care poate fi? E mulțumirea mea, da, da. Și da, și să nu neglijăm banii, pentru că banii sunt importanți. Dar tu nu trăiești din asta. Nu trăiesc din asta, dar banii sunt importanți că și achiziția, vânzarea lucrării înseamnă de fapt succesul. Recunoașterea supremă a un lucru bine făcut. Faptul dar că cineva poți să ții la o lucrare în asemenea manieră încât să zici este inestimabilă din punct de vedere al valorii tale. Adică nu pot să o vând cu 100.000 de euro, aș vinde-o cu 100.000 de euro, dar n-aș da-o nici pentru 1.000.000. Există așa ceva? Am prima lucrare, prima pictură care am făcut-o pe stilul ăsta, care n-aș da-o, dar nici nu cred că ar cumpăra-o cineva, pentru că nu-i grozavă, doar că acolo m-am definit, m-am făcut stilul, pe pânza aia m-am făcut stilul, e valoroasă pentru mine, pentru altcineva. Nu... Deci are o valoare sentimentală. Da, da. Atât, dar în rest nu, le vând cu mare plăcere. Îmi place să le văd duse, să-mi văd atelierul gol. Cred că aș avea o mare încărcătură să le văd acolo stivele de picturi. Parcă nici nu mai vine să crezi când vezi că stau toate acolo, grămadă. Când pictezi, se întâmplă ca gândul acela inițial pe care tu l-ai definit da capul al fine să nu fie dus la capăt în felul în care se duce mâna? Adică cumva să ratezi o lucrare și să reiei lucrul de la capăt. Da, categoric. Da, da, da. Am și mâna formată deja pe șurubelnița care scoate capsele de pe șasiu și aruncă pânza că e greșită, da. Da, sigur că se întâmplă. Hai să mergem puțin într-o zonă în care nu mai discutăm despre ceea ce faci tu ca pasiune, să discutăm puțin despre Arad. Suntem doi arădeni. Despre Arad... Văzuși 28 de grade la Oltenia astăzi, în 2 noiembrie. Da. Aradul, fain Aradul. Cum a fost Aradul în anii 70-80, atunci când noi eram niște puști, ca să spun așa, niște copilandri? Cum îl vedeai tu? Cu ce ochi? Prin ce ochi? Eu l-am văzut tot timpul, l-am văzut un oraș cenușiu. Chiar și atunci? Chiar și atunci. În afara Ștrandului, Ștrandul era pata de culoare în ochii mei, în rest Aradul era un oraș cenușiu. Aradul, în primul rând, era, nu știu dacă astăzi mai putem să-l denumim așa, dar era un oraș muncitoresc, adică avea o industrie foarte bine clasificată, erau foarte, foarte multe fabrici și uzine, unde marea majoritate a populației lucra. Era un oraș dominat de această clasă muncitoare și mai puțin de intelectualitate. Intelectualitatea probabil s-a născut contextual, a funcționat în diverse feluri și forme, în diverse medii artistice, în diverse medii ale învățământului, nu neapărat conturată puternic. Astăzi nu vreau să emit judecăți de valoare vis-a-vis de ceea ce înseamnă clasele, structura claselor, fie că sunt din zona intelectualității sau în zona clasei muncitoare sau altor profesii, dar cred că Aradul astăzi este un oraș care încă se caută pe el într-o zonă de definire a unui drum. Care e impresia ta? Părerea mea e că, mă repet acum,
am mai expus treaba asta prietenilor mei, dar poate că nu e un oraș cultural, dar câte arte sunt în 6-7 arte sunt. Din cele 7 arte, după părerea mea, Aradul deține la nivel național 2 supreme. Adică sculptură și pictură, avem, după părerea mea, vârful picturii și sculpturii. Cea mai bună pictură din țară o consider tripticul, care recent a fost expus la muzeu. Da. A fost repus. Eu consider că aia este cea mai bună pictură din România. Și monumentul maghiar, care ca un ansamblu monumental nu are pereche în România. Adică avem 2 dintre arte în Arad, e părerea mea. Vârful a 2 dintre arte le avem aici. Putem țese ceva în jurul lui astea. Putem. Vorba ta, dacă le avem, de ce nu să mergem mai departe în a croi, în a contura în jurul lor ceva? Luță, ce te emoționează cel mai mult astăzi, la vârsta pe care o ai? Trăim un context acum în care, nu știu dacă e vorba de mine sau de contextul general, deci dacă e vorba strict de mine, ce mă emoționează cel mai mult? Tot arta mă emoționează cel mai mult. Deci întotdeauna am reacționat în fața artei cu piele de găină. Întotdeauna. De când mă știu, am lăcrimat în fața artei. Acolo. Aici e vorba de o lucrare plastică, de un tablou, de artă, imagine, de artă în general. De o muzică bună, de un spectacol de teatru, de un film, de o carte, să zicem. Da. Eu doream nu că îmi doream neapărat să aud treaba asta, dar cu siguranță există și o zonă care e legată de cotidian, de stradă, de viața de zi cu zi. Adică probabil cu un zâmbet al unui copil sau doi tineri care se țin de mână sau un sărut care îl vedem și ne aducem aminte cum eram în tinerețe, da, între doi tineri. Nu neapărat că vreau să aud chestia asta, ci știi, sunt lucruri care sunt simple, mici și care ne mișcă. Eu la asta rezonez și de asta te întrebam pe tine ce te impresionează, la ce mai ești emoționat, de ce mai ești emoționat? Ieri, de exemplu, pe Cultural am auzit o emisiune cu Ana Blandiana, care divulga momentul de backstage al regelui Mihai în ziua de Paști de la București. Când aproape a forțat mâna regelui să iasă pe balcon și să împotrivească promisiunii, că el a promis că nu va ține niciun speech și totuși și-a încălcat promisiunea și a ieșit pe balconul hotelului și a vorbit mulțimii. Și stilul lui Ana Blandiala de a vorbi și expune toate faptele alea, cu ochii înlăcrimați am fost. Asta e emoție, da. Asta e situație, o situație în care, să spun, o personalitate, un om care a fost primul om în stat și o figură istorică emblematică, a fost cumva convins de către o poetă, de către un om de cultură să facă ceva și a reușit. Da. Da, și pe mine mă trec niște fiori acum când mi-ai evocat lucrurile acestea. Te mai întreb ceva. Crezi că Aradul astăzi, din punct de vedere artiștilor, a oamenilor care susțin cultura, din punct de vedere a celor care o practică, din care facem parte, se mai poate dezvolta astfel încât să reprezinte un segment important al societății locale
actuale? Cred că nici nu mai trebuie să vedem lucrurile sub formă. Trebuie să facă ardenii. Poți să importi artiști, poți să vină de oriunde. Deci trăim într-o lume în care nu mai știi că ăla-i sibian, că ăla-i bucureștean. Nici nu mai contează lucrurile astea. Principalul e să îi ai, nici nu trebuie să ai neapărat la tine în ogradă pe ăștia, ci să ai prezența lor artistică. Nu trebuie să ai nu știu câți pictori în oraș. Poți să ai prezența artistică, poți să îi aduci evenimentele lor și picturile lor în oraș, dacă se cer. Așa numai de dragul de a aduce... s-ar cere. Noi nu avem centru, deci să fie clar. Noi nu avem locul central, nu avem agora. Cultura se dezvoltă în agora. Nu ai centru, nu vei avea cultură veci. Deci poți să amenajezi la orizont și la fortuna cât vrei tu, pentru că nu acolo se creează cultura. Bun, suntem la final. Eu cred că a fost o discuție cel puțin provocatoare din punct de vedere a pistelor de discuție pe care le-am lansat și a posibilelor clipe de meditații, de introspecție și de analiză, așa cum noi am reușit să surprindem în această discuție, și suntem chiar la final, când orice invitat beneficiază sau trece prin această întrebare, respectiv în vitrină sau în fața ei? În vitrină. Nu te întreb de ce, pentru că nu întreb pe nimeni. Sunt persoane care răspund și de ce. Dar nu contează asta. Răspunsul este probabil la tine, apropo de felul în care tu înțelegi să răspunzi la această întrebare. Prieteni, încheiem aici podcastul de astăzi. A fost Portret de Artist cu Lucian Țidorescu. Îi mulțumesc pentru faptul că a răspuns invitației mele și că preț de 60 de minute a fost alături de noi. Ne revedem data viitoare, într-o miercuri, când vom fi aici live pentru voi, la Strada TV și pe Joy FM săptămâna viitoare. Nu te lăsa descurajat de greutățile acestei perioade. Intrăm din nou în normalitate, cea în care tu îți creezi viitorul. Iar noi te așteptăm în Universitatea de Vest Vasile Goldiș din Arad, pentru a-ți transmite cunoștințele de care ai nevoie în medicină, farmacie, stomatologie, drept, științe economice, informatică și inginerie, științe socio-umane, educație fizică și sport. Intră pe platforma admitere.uvvg.ro și alegeți viitorul. Universitatea de Vest Vasile Goldiș din Arad. Studiază, excelează, inovează. Salon Ambasador, sală de evenimente pentru 180 de persoane, grădină cu foișor pentru cununii civile, cameră pentru miri, bucătărie proprie și bar. Un nume, un brand de răsunet, Salon Ambasador. Ne găsiți în Arad, pe strada Constituției fără număr, colț cu strada Constantin Ticu Dumitrescu. Ne găsiți pe Facebook și Instagram sau la telefonul 0773 349 912. Salon Ambasador.